Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom filma un videoclip foarte special de Crăciun. Sunt aici cu cel mai prost prieten al meu, Dragoș. Look at this dude. Vreau să cumpărăm niște cadouri pe care o să le împărțim necunoscuților pe stradă. Bugetul este de 62,81 de dolari, după cum puteți vedea aici. Banii mei din câștigați din YouTube pe luna noiembrie îi vom cheltui pe cadouri pe care le vom împărți ulterior necunoscuților pe stradă sau oamenilor nevoiași dacă îl găsim. Ne aflăm în fața mall-ului din Craiova, vom intra și vom încerca să găsim cadouri cât de cât interesante pentru a-l împărți oamenilor. Hai să mergem! Sponsorizați-ne! Am intrat în mall, încercăm să găsim niște cadouri interesante, așa cum a spus, bugetul este de doar 300 de lei. Eu cred că un copil s-ar bucura de mine. Pe bune. Ce drăguțit. Hai să mai vedem ce găsim. Mișto brățel. Eu cred că în general un cadou foarte bun este un ceas, așa că o să mergem imediat să luăm unul. Hai să. Da, am luat ceasul. Câți bani? Acum mergem în cărturești să luăm o carte pentru că încurajăm cititul. Să ne cultivăm! Încurajăm cititul. Funny! Am luat și o cană din magazinul oficial al științei. Cam așa arată. I love Universitatea Craiova, Forța Știința. Bună de seară pe FCSB. Am mai luat și un joc pentru copii. Animale care fac lucruri ciudate din Cărturești. O să îi facem cadou unui copil, sper să se bucure de el și să învețe și ceva în același timp. Avem aici cadourile, avem și spate în ghiozdan. Încă o dată, îmi fac acest lucru ca să mă dau eu mare și să arăt cât de bun sunt eu. Fac acest lucru pentru că mi s-a părut o idee interesantă și sper să aduc câteva zâmbete pe fețele oamenilor. Hai să vedem. Hai să mergem acasă, dar vreau să ne jucăm. Mașințele ăștia poate mai câștigăm câteva papițoaie, hai. Dacă e ceva câștigăm. Minim 2 lei un joc, 4 pieți. Hai că am 2 lei. Dar ce loc? Asta cu 2000 și uite. Asta cu 2? Da. Ești gata? Hai, Eddie, hai! Câte secunde? Am 30 de secunde, wow, ce pot să stau așa. Hai, mai ia și joacă. Bă, dar nu știu, dar vreau. Dacă nu, ia tigrul ăla, nu știu, ia orice. Ia orice, nu mai să iei. Se pare că n-am noroc. Hai să mergem acasă unde o să le împachetăm frumos și mâine mergem în centru Craiovei unde o să le împărțim. Mai întâi hai să mâncăm. Hai să mâncăm. Lista cadourilor arată cam așa. Un moș de pluș pe care am dat 30 de lei, o pereche de căști audio 40 de lei, brățări cu 20 de lei, o cană tot cu 20 de lei, un joc pentru copii cu 45 de lei, o carte tot cu 45 de lei și în final un ceas cu 100 de lei. Asta ne lasă cu un total de 300 de lei, exact suma pe care o aveam la dispoziție. Care vlog cu advice? Conduceți prudent, copii! Ho, ho, ho! Ce faceți copiii mei? Ia uite aici! Veni moșul, băi! Veni moș Crăciun! Veni zicoa să vă arăt ce avem aici. Avem, bineînțeles, niște accesorii de la Hoodies, o căciulă. Mulțumim, Hoodies! O să le împărțim la oameni care au nevoie. Un hanorac. De fapt, sunt mai multe. Sunt două căciuri, două fulare, un hanorac. Și cadourile mele pe aici, uite pe moșul. Le-am împachetat frumos. Toate cadourile sunt aici. Hai da, să facem niște oameni fericiți acum. Poartă raiului! Veniți aici! Am aici un fular, o căciulă și un fular pentru tine și mai am o căciulă. Gata, sărbători fericite! Sănătate!
Mulțumesc! Ce părere ai, moșule, despre prima faptă bună? Am făcut, da, prima faptă bună pe ziua de azi. Am dat două căciuli și două fulare de la sponsorul nostru, Hoodies. Mulțumim, Hoodies! Mai am un hanorac pe care tot așa o să încerc să îl dau cuiva care are nevoie. Până atunci vreau să împart și niște cadouri pe care le-am cumpărat eu. Hai să vedem pe cine mai găsim. Aici avem jocul pentru copii. O să încercăm să găsim, nu știu, o fetiță sau un băiețel. Să rămână, doamnă. Aveți o secundă. Este un joc pentru copii. Eu, mama, cum te cheamă? Iasmina, ia-o de Iasmina. Eu e în clasa 1-a. Clasa 1-a? Super, super, super. Foarte aici. Ha, sănătate și la mulți ani. Să rămână. Dumnezeu să vă dea sănătate. A doua faptă bună. O reacție mult, mult mai bună. Da, o reacție mai, mult mai bună decât cei dinainte, dar sper să avem din ce în ce mai multe astfel de reacții. Hai să mai vedem. Am mai găsit o nouă victimă, ca să zicem așa. Hai să vedem dacă îi place moșul nostru din Cluj. Cum te cheamă? Larisa? Edi, pare bine. Am un cadou pentru tine. Este un moș Crăciun din Cluj. Și sper să-ți placă să te joci cu el. Un cadou de Crăciun. A treia faptă bună făcută pe ziua de azi. Acum urmează să dăm cana. Din păcate, Craiova a pierdut aseară. Dar nu contează, tot susținem știința până la moarte. Adevărat. Să-mi facem un cadou, băiețelul. Da? Ia, cum te cheamă? Filip. Edi, pare bine. Forța știința. Spune forța știința. Atât. Mersi mult. Să rămână. Ia-te pe Daria. Daria, vreau un cadou. Facem un video și împărțim cadouri pe stradă. Te bagi? Nu plăneam să le împărțim cunoscuților, dar nu pot să nu-i dau Darie pentru că este colega mea de clasă. Am o carte pentru tine. Mulțumesc. Vezi că scrie acolo. De la Advice pentru tine. Oh. Cu ea am picat și de Secret Santa. Deci de două ori am făcut cadoua noastră. Ce norocoasă. Dar a venit moșul și la mine? Din păcate, din banii mei. Look at his lips! Dar să nu credeți că sunt doar cutii goale. Am uitat să filmez când le împachetam. Aici este ceasul de 100 de lei, bine, 99 de lei. Am și uitat să filmez cum arată. Aici este cutia și înăuntru este ceasul. Cam așa arată. Un Rolex de 14.000. Deci e totul pe bune. Acum mergem să găsim pe cineva că vrea să-i dăm brățările. Ce mai avem ea? S-a rupt și sacul de moș Crăciun. Moșule. Banal moș. Mai avem hanoracul de la Hoodies și ceasul, nu? Să-i dăm hanoracul și ultima dată ceasul, pentru că e cel mai scump. Sărbători fericite. Sărbători fericite de Crăciun. Așa, dragoste. Frumos, frumos. Am căutat tot orașul după un om nevoia și l-am găsit la biserică. Vreau inițial să lăsăm hanoracul la biserică, dar era dânsul în biserică. Acum mai avem piesa de rezistență, ceasul și am terminat. Ultimul cadou, ceasul, așteptăm să găsim pe cineva căruia să-i îl dăm. Încă o dată vreau să spun că n-am făcut acest video ca să arăt cât de tare sunt eu sau cât de mulți bani. Așa cum știți, banii au venit din videoclipurile vizionate de voi, de aceea vă încurajez să continuați să le vizionați pentru a face cât mai multe chestii tari. Încercăm să aducem câteva zâmbetele, zâmbete oamenii acolo. Aici este cadou, sper să-ți placă, eu cred că e foarte tare ce înăuntru și sper să te bucuri. Nu e gluma asta, nu e o gluma, nu. O să deschizi acum ca să te convinc. Bă, ești nebun! Bă, cât de tare! Îți place? Da, îmi place mult. Ia-l tău. Bă, mersi frumos, moșule. Mersi. Cu plăcere, sper să te bucuri de ele și sărbători fericite. Mulțumesc frumos. Pa, pa. Gata, prieteni, gata, dragii moșului, de fapt, de saga cea ruptă este goală. Am terminat de împărțit cadourile. Băi, mulțumesc că v-ați uitat până la final și vă urez sărbători fericite și liniște alături de cei dragi. V-am cumpărat. Bă, pune un rateu sau pune la aia? Pune o reușită, nu rateu. Pa!